Am început să fac voluntariat în liceu, ca un fel de a-mi petrece timpul, că ce să și faci în liceu și să mai am 10 de la profa de fizică, care tot timpul ne băga pe la proiecte dintre astea. Dar uite că am continuat să fac asta în facultate și chiar și ca un mare angajat, și atunci când am decis că vreau să fac un canal de YouTube despre asta, pentru că Eli vorbește cu oameni mișto care merită să iasă mai mult în față, evident, reacțiile au fost, fata mea, apucă-te și tu de, nu știu, make-up, ceva mai entertainment, pentru că România cu voluntariatul, cu să se facă, n-o să funcționeze. Mă bucur că nu i-am ascultat, iată-mă aici, înconjurată de 10.000 de oameni care construiesc case, care reciclează, care fac meditații cu copii pe ceea ce știu să facă, donează SMS cu 2 euro, se implică fiecare cum poate și acceptă să iasă în față să spună despre ceea ce fac, nu ca să se laude, ci care să influențeze. Prin exemplul propriu, să fie influencer de fapte bune.